Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Un cetățean român a fost oprit pe autostradă din Germania, stârnind bănuiel cu obiectul pe care îl transporta pe o platformă. Cred că ele. E remorcat ceva, e vorba de un tractor de epocă. Da, tractor de epocă. Lui. Polițiștii de pe A96, în zona Lindau. Auzi, astea sunt la mișto, nu? Când te duci și vezi A96, adică ei, de fapt, e parte în regiuni și nu? Da, da. Nu au 96 de... Autostrada 6 din zona 9, da. Așa e, nu? Sigur, n-are cum să iau. N-au cum să aibă 96 de autostrade. Deși știi că și noi, cred că avem vreo 10. Adică avem e o bucată... peste 10. E autostrada A10 undeva, între Alba Iulia și ceva. Da, dar e tot așa, pe segmente. Da. Botezată. Așa și ăștia, n-au cum să aibă atât de indomne. Sau când te duci la mare pe autostradă, da, și la un moment dat este A4, într-o direcție. Știi că am luat-o odată încolo, că nu... Spre Tulcea. 200 de metri, cât? M-a surprins. Da. Deci polițiștii de pe A96, în zona Lindau, au observat ansamblul vehicul remorcă și au intrat în acțiune. Nino Nino, tractorul roșu, era de epocă. De la munte și la mare. În autoturism, deci, cum se zice, ce aveți aici, în germană? Was haben Sie da. Nu cred că eu am trăit la mișto. Nu, nu. Mai zi o dată. Was haben Sie da. Was haben Sie da. Știi că vorbește fluent. Păi, ai ne tractor... Colecționar und interiore der automobil. Interiore der automobil. Mai multe geamantane. Was ist das? Geamantan. Geamantane, în acestea se aflau diverse articole cosmetice și de îngrijire personală în cantități mari. Da, mă, mă. Practic, omul este preocupat de îngrijirea personală. Adică după munca la câmp se ducea acasă la el la fermă, băiță cu clăbuci, parfumel, talc, tot. Nu, mă, ce nu trebuie... înțeleg, ce nu înțeleg autoritățile germane. Românul când se duce să-și ia... interacționează cu Luca, e, da, zi. Românul se duce să-și ia mașină din Germania. El întotdeauna vine cu ea cu detergenți, dulciuri, salam. Salam, tot, nu vii cu mașina napolitană, goală. Adică tot. Se profită aparate de drum. Video. Asta a fost, cam văzut în imagini. Casetofoane de bord. Pe creme de corp și pe lame de ras. Acolo a... și parfumele. A lovit puternic. A prins, da, o promoție ceva. Acte însă, nema. De unde acte? Păi, da, corect, că nu le lasă oamenii cu tot cu acte. Păi tu dacă ții lame de ras, să ții acte? Cel mult bun. Asta, dar... bun fiscal. E, și de ce l-ai păstrat? Păstrezi, tu păstrezi când te duci să-ți iei o lamă de rasă, să-ți păstrezi bunul? Bine, asta a luat 100. Da, dacă ți iei, da, corect. Participă la tombolă. Geamantare, corect. Dar tractor, dacă ți iei tractor roșu de epocă. A, la tractor, da. Nu păstrezi ghitanța? Da, acolo, da. Că poate trebuie să dai înapoi, că iese din garanție sau ceva. Aia n-avea acte pe tractor? Nu. Deci șoferul a spus că primise articolele în Elveția și trebuia să le livreze în România. Nu știu, șeful, eu doar... Eu Prafuri pentru mama mare. Da, eu de cât le duc. Am primit de la cineva. Da. Ce aveți aici? Nu știu, vreți să mirosiți? Da. Da, nu a putut face dovada provenienței tractorului, marca Bührer, să vă notați. Ca lume. În stare foarte bună. Oricum, tractorul e foarte frumos. Dacă venea din Elveția, practic, l-a folosit numai duminica la prășit scurt. Și a obiectelor respective de îngrijire, dintre care unele aveau dispozitivele antifurt îndepărtate. Eu aici nu înțeleg problema. Dacă este un dispozitiv antifurt îndepărtat, înseamnă că el nu mai este. Eu când cumpăr din magazin ceva cu dispozitiv antifurt, părtează... mă duc la casă și mi îndepărtează dispozitivul. Plec cu el. Dacă mă oprește poliția și spune unde este dispozitivul antifurt de pe obiect. Mi-a fost îndepărtat. Mi-a fost îndepărtat. Aha! Sunt suspect sau cum? Un pușor. Da. Funcționarii vamale au inventariat articolele cu o valoare totală de aproximativ 25.000 de euro. Minus tractorul, presupun. A luat ceva marfă. Tractorul este separat. Mă, totul a fost confiscat, se fac investigații. Eu presupun că cineva se va spăla cu să pun cheia, alea fiind confiscate toate. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.